Avem la această ședință și televiziunea exclusivă TV. Avem o ședință ordinară cu 9 puncte pe ordinea de zi. Ceea ce îmi doresc să fie o ședință constructivă și la obiect. Dacă avem ceva depus pentru comentarii, vă rog, doamna secretar, să dau. Bună ziua, domnilor! Ne-am regăsit la urmă și la Consiliul Local. O să avem să nu depun pe comisiile codului administrativ pentru desfășurarea acestei ședințe. Ați avut la materialele de la comisii și procesul verbal la ședințe de putere, dacă sunt procesul verbal. Dacă nu sunt discuții, spune la procesul verbal la ședințe de putere. Cine este pentru? Da. Bună ziua, mulțumesc pentru încredere, pentru faptul încrederii. Suntem la a treia ședință, cum suntem fiecare, înainte de a începe ședința, aș avea două puncte. Două întrebări te-a adresat, una domnului primar și una doamnei secretare. Nu la diverse, domnule. Nu la diverse, nu la ședință. E legat. Deci, exact ce am aici notat, vă și întreb. Sunt precizați baza legală prin care ați hotărât ședința. În ziua de astăzi, sâmbătă, când e zi liberă. Domnul președinte, dumneavoastră aveți calitatea de demnitate. Și ca atare, nu sunteți la program de 8 ore. Sunteți în slujba cetățeanului și aveți obligația să participați pentru orice ședință convocată la nivel de OAT, la orice oră din zi și din noapte. Bine, și atunci... În interesul cetățeanului, conform legii. Și atunci, pentru doamna secretară, a doua întrebare. Aș vrea să întrecezați cum recuperați noastră ori, sau cum sunt plătiți 70% sau cum plătiți pentru ziua de astăzi. Da, domnul Dușteam, aveți probleme, eu am așa o legătură așa cu... Cum recuperați noastră ziua de astăzi, că sunteți... Să vă răspund la întrebare. Da. După codul administrativ, pe legea funcționarilor publici timpul lucrat peste program sau zilele de sâmbătă și duminică, exemplu de astăzi, sau la starea civilă când se făcea căsătorii sau când apare certificat de ce și trebuie să acordăm servicii cetățenilor. Până la urmă, suntem în slujba cetățeanului, așa cum a decizat domnul primar. Deci, programul lucrat peste programul normal de lucru se compensează cu timp liber. Pe dispoziția primară, da? Conform codului administrativ. Nu, lui pot da prin statul. Așa, da? Da, tot am avut și. Da, e foarte bine, e rău. Da. Acum putem începe ședința. A fost ceva de reguli? Poate din consilier sunt care nu pot veni, este timpul liber. Și tocmai nu vine. Unul din argumente, fiind în afara orilor de program, să nu se voiască de la serviciu, în același timp, în timpul orilor de program... Ședințele ordinare se fac luni bine, nu de bine, vă spun eu cum stă. Nu este o ședință... Pare că dumneavoastră mă interesează cum a stat de plac, domnul președinte. Păi asta, acolo se ajunge. Și dumneavoastră ce mă interesează? Schimbul serviciilor primar, nu? Deci vă rog frumos... Ce cază dovadă... Văd că asta se place la voci. De-aia nici nu merge înainte. Deci, proiecte pauză, cel mai faine proiecte sunt schimbul oficialul primar. Un la ferbință. Incompetent. Da. Nu, la ferbință. Domnul președinte. Da, spuneți, domnul. Ce să mulțumesc mai întâi programul de televiziune Exclusiv TV. Foarte. Numai prin acest post de televiziune să vă vedea că, într-adevăr, cum la Buhoci există transparență. Degeaba fugim de transparență. Transparența vine către noi. Și trebuie să arătăm că suntem, într-adevăr, transparenți. Să nu mai mințim. Ne așteptăm, repetăm de acum, din nou, apă și canal de 15 ani. Asta și venim în fiecare zi cu același proiect. Iar trebuie să repetăm încă 3 ani, încă 2 ani, încă 5 ani. Ce e asta? Îi bate în joc unii de alții.
Dacă nu sunteți capabili, duceți-vă acasă, liber! Haideți să mergeți acasă. Da? Domnul președinte. Da. Haideți să treceți. Concluderea mea este ca fiecare dintre consilierii de față să încerci să-și păstreze calmul, mai ales că este o zi mai specială, cum ați spus dumneavoastră, de sâmbătă. Nu, e ordinul meu liber. Nu trebuie să lași ședința. Să putea face luni, bine, dar știu. Știu chestia asta. Domnul primar. Domnul președinte. A spus că nu-i interese personale. Faci în treburile... Domnul președinte, pot să vă mai dat? Da. Să-ți nu termine, spune. Deci, să revenim la ordinea de zi. Sunt, după cum ați văzut, din cadrul ședințelor de comisie. Ordinea de zi este o ordine, din punctul nostru de vedere, destul de laborioasă și încărcată cu probleme foarte utile pentru cetățenii din comuna Borș. Haideți să parcurgem ordinea de zi și la punctul divers să discutăm alte lucruri adiacente sau lucruri care vă privește în mod direct, personal sau la nivel de colectiv, dacă sunt. Haideți să trecem pe ordine. De asta rugăm interna. Da. Eu am fost mai zic, ia lumini, sunteți lămurit, toată mă vrea să întreb așa. Eram nelămurit. Da, conform dispoziției primarului, numărul 164, din 23 ianuarie 2019, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, Buhoci, în data de 28, da? A noua 2019, ora 16, la sediul primăriei Buhoci. Alături la convocări, aveți materiale care ați primit fiecare, bănuiesc. Da. Proiectul ordine de zi primit convocarea Consiliului Local pentru data 28.9.19. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie, inițiator primar Ișor Cristian. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de deces doamnei Roșu Adriana, referent în cadrul AT Buhoci, pentru decesul soțului, inițiator primar Ișor Cristian. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractului de finanțare privind implementarea proiectului integrat sistem de alimentare cu apă, probabil va fi cea mai bună apă. Da. Ce facem? Ne apucăm de discutat? Nu, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii. Te rog, ca să nu încep să te atrezi. Să nu te duci. Te rog, mai sunt gălăcii. Domnul Să vorbesc, eu nu vă spun. Proiect de hotărâre privind aprobarea domnilor consilieri. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție bancă emisă de CGCR asupra avansului acordat de APDRP. Inițiator primarul Cristo Cristian. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului unei firme pentru întocmirea devizelor tehnice de lucrări la fiecare cerere în vederea branșării acordării la sistem de apă și canalizare. Gata și canalizare. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune proprie în intervenții de drumuri comunale și sătești pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii. Da, așa. Inițiator, Munteanu Dumitru Zorie. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunii Buhoci pe anul 2019, inițiator primar Ișor Cristian. 8. Diverse 1. Cererile școlii gimnaziale, care știți cu numele denumirea școlii, Constantin Popovici. 2. Dezbatere numărul stradar al comunii Buhoci. 3. Dezbate strategie energetice a comunii Buhoci. Dacă mai e ceva de suplimentat pe ordinea de zi? La diverse, mai e cazul să mai la scriu sau în permis de atunci? Da? Aveți o întrebare pusă ceva la discuție? Nu am o întrebare pusă, dar mă gândesc în baza interesului general. Da, o să vă dau cuvântul la diversă, domnul. Știu, dar am vrut să cer și acordul domnului președinte. Nu a fost cazul. Dacă mai sunt proiecte de suplimentat, supunem la vot ordine de zi. Cine este pentru? Punctul numărul 1.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței pentru perioada octombrie-decembrie. După cum știți, următorul. Faceți propunere. Da, mergem după cum. Cine este pe? Da? Da, un an. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutor de ces. Știți toată lumea din sală, colegi, doamnă, de aici a fost unul doamna Roșu. E un proiect, o sumă, o hotărâre de ceva. Da. După cum știți, soțul doamnei Roșu, Carmen Adriana, a decedat. Am avut și alte propuneri în trecut pentru aceeași speță. Am venit cu propunerea mea este de 3.000 de lei, un sprijin pentru familia Roșu. Una noastră, pentru a fi un echilibru, am zis că e corect să păstrăm aceasta. Dumneavoastră, dacă veniți cu propunere, trebuie să susținem și din lucru, ca să știți. Sau diminuat. Spune domnul Frank. Stimați colegi, sunt de acord ca să ajutăm această familie. Dar, din punctul meu de vedere, vă întreb pe dumneavoastră, ca colegi, domnul doamna Toderică, care de ce la ieri la alte și nu avea niciun venit. Era cea mai necăjită femeie. Cât bea? Cine nu bea până la... De ce nu ne gândim și la săracii ăștia din comună? Ne gândim totdeauna la ora să-i dăm că a lucrat la primărie. Lora nu-i dăm că nu e de partea lui X sau lui Y. De ce facem discrepanță? De ce? Dacă am început și am fost de acord, hai să dăm și la sărac și la bogat. Și dăm, împărțim bugetul acestei comune, îl împărțim în stânga și în dreapta. De ce facem discrepanță? Și îi dăm numai lui X și lui Y? Nu. Doamna tot Tenerică, care a murit acum două zile, sau mi se pare că chiar ieri a fost următat, nu avea nici pantaloni. Da. Nu ne gândim la acea persoană. Dar nu solicitat. Doamna, hai ca să nu mai insistăm cu chestiile astea, că noi insistat. Insistă numai cine este din partea lui X. Dar nu a fost așa. Au mai venit persoane și nu sunt. Spune și vreau. Să faci pentru toată lumea. Eu așa vă spun. Dacă nu mai facem discrepanțe, nu? Da. Facem exact ca și cu... Se pare că nu s-au înțeles nici nu s-au înțeles nici de data asta, trebuie să dăm numai la persoanele care sunt agreate de către primar. De un suport nu e adevărat. Nu, dar doamna Toderică, de ce nu-i dăm? N-a venit cu cerere, domnul Mocan. Ce se urmași, cineva nu mai s-a ocupat de toate procedurile de înmormântare. Are fate, să vină fix. Știți foarte bine, ați aprobat prin acele... Au fost vreodată vreo cerere aici susținută? Fine aprobat? Era clientul mată, trebuie să vii să faci. Am făcut că fac eu cerere. Dacă avea datorii, îi făcea. Nu recupera datorii din timp. Dar nu, părerea mea, nu știu, fiecare o luați în numele rău, ar fi bine să nu dăm discuții la cetățenii comunii, deja să nu se facă o... Ori dăm pentru toată lumea, ori nu mai dăm pentru ceva. După cât știți, de la casa pensie sau dacă lucrează, fost salariat, îi se acordă un ajutor de acolo. Se duce cu chitanță, cu și ieși, îi se dă de acolo. Da, fiind angajat cu AT, fiind... Dacă este pensionar, da. Nu, dar și doamna Roșu. Fiind, eu știu că se dă la orice servici, acum se realește. Nu. Dacă au fost pensionat, dacă au fost pensionat, sau... Păi la pensie atât? Domnul președinte, tocmai aici vreau să se puntez. Tocmai aici, doamna n-a lucrat, n-a avut niciun bănut, niciun șmant. Niciun bănut. Pentru că, hai să-l ajutăm pe ăla, că a fost pensionat. Ce pensie are doamna Coca? Spune-ți. Ce-i facem pe 6 și comparăm cu alții cu 14 sau cu 16? De ce nu putem să o ajutăm și pe doamna? Domnul Mocanu. Dacă să venim în cea de pensie, da. Conform de aici, dă-te la casa de cea de pensie. O sumă de doamnă... 43. De ce am mai mult decât 3 de euro? E mai mult. 53 de euro. E mai mult. Atunci e de acolo de acolo. Eu am înțeles. Ați văzut că a ieșit alături la el. Că trebuie să se ducă să ridice 51 de milioane. Cum ați reacționat dumneavoastră atât de repede și spun că vedeți că am... Eu
Am ajuns, cum adică? Unde am ajuns? Domnule, o beneficiar de un ajutor. Da. Păi și, dar domnul Roșu l-a beneficiat de un ajutor? Nu. Nu, pentru că nu era pensionat. De ce se rupi firul la Roșu când ești primărit? Păi vedeți, doamne, eu ce am spus, nu știu, dacă îi dăm șuruiți, aici îi dăm șuruiți. Hai să mă invezi ca primărică, tu îți vezi și să dăm bani, băi, nu vrei bani, ia-ți pun din bani. Hai să nu deviem, asta ar trebui să o mai discutăm. Domnilor, asta ar trebui să o, că de-aia este consiliul local, de-aia nu ăla-i dăm bani, să facem așa la nevoiași sau la... Nu. E o hotărâre de Consiliu, nu care să dă o sumă de euro. De asta aici am vrut să am. Dar iau pe și să mă mai explice. Știți foarte bine. Tot dumneavoastră ați stabilit să venim cu un proiect de hotărâre în care să prindem persoanele nevoiașe care într-adevăr nu au nicio posibilitate în vederea acordării unui sprijin financiar din partea OAT-ului. Că avem case incendiate, arse, că avem fel de fel de probleme sociale. În baza unor documente justificative, anchetă socială, etică, venim în fața Consiliului Local, dacă depășim suma de 2000, până în 2000, ați aprobat dumneavoastră, rămâne la prin dispoziția primarului, ce trece de 2000, venim în fața Consiliului Local. Și aici, iar argumentez. Am ajuns la 3.000 de lei, era obligatoriu să vin în fața Consiliului Local, că o depășit plafonul propus prin dispoziție. Noastră decideți. Propune, deci ce propune, domnul? A spus că să... Propunerea mea e să nu mai facem nicio diferență. Rămâne hotărârea Consiliului Local, care este... Diferențele apar că omul nu se plânge, nu da. Depune o cerere, nu se plânge. Deci propunerea mea e să nu mai facem diferență. Și omul cu asta vorbește. Mă uitat, păi ești ce să fie domnul? Vrea să vin la arată? Astăzi este sâmbă, domnul. Astăzi este sâmbă, domnul. Ieri un număr nu da, astăzi este sâmbă. Ce vorbim? Deci cu sudaș la Iustin, în altă parte. Acum nu putem să ne întoarcem înapoi, suntem oameni. De ce femeia asta trebuie să... Și dacă interesă pentru oricare, eu aș fi alături de dumneavoastră da. La orice chestie. Ei. Nu trebuie să facem diferența asta. O dată dăm la unul 30, a doua oară dăm la cealaltă, că ăsta e mai cum. Nu, e gata, nu se poate, domnule. Corect. Deci facem panorama fără niciun rost da. Și fără niciun... Vorbesc la unul cel mai serios. Peste ore de program și au fost aici... Hai să ne dăm unii cu trebuie. Nu am zis dăm, dar să nu mai facem diferență. Diferența da, și s-a aprobat, nu sunt contra, să nu se facă diferența. Dar nu s-a făcut, dacă nu este dacă este 2.000 și trebuie 3.000 și ceva, cum mai spune diferența? Ascultați 2.000 și ceva. Un pic să vă explic. Deci vin cu cere. Ajutoarele care le solicită până în 2000, da, ascultați-mă așa, ați hotărât dumneavoastră, ajutoarele până în 2000 de lei, acordă primarul, ce este peste 2000, vine în fața dumneavoastră. Și dezbateți și sunt aprobați sau nu vă vorbim. Da, acum am înțeles. Trebuie să vedem cine beneficiază, cine nu, de acest ajutor. O să ne trezăm, o să moară într-un an de zile vreo 200 de persoane și puteți îngropă în noi. Dacă și tot bugetul local se duce pe mort, nu te dăm bani acolo. Trebuie să vedem cine beneficiază, cine nu vine. Și asta trebuie să vină. O să vină vin de acum, o să vină de acum toți care vor vin la primărie. Care o decedat sau a avut un necaz, în baza unei anchete sociale, se constată că n-a mai primit niciun ajutor din altă parte, ajutor de stat, vorbesc. Păi vedeți, domnul primar, cum este necesară dezbaterea asta? Există asistență socială? Păi, dumneavoastră, nu are rost, nu pot pierde timp. Discutăm de cuantum.
Da, mai e cineva? Dacă mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Pentru suma de premii. Da, domnule. Împotriva abținerii? Trecem la punctul numărul 3. Punctul foarte. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu una a contractului de finanțare privind finanțarea proiectului integrat sistem de alimentare cu apă, sistem de canalizare cu una voce. Domnul primar? Da. Ia uimiți-ne. Nu știu dacă, e bine să venim cu ironii de, genul ăsta în fața cetățenilor. Eu vorbesc de aici să spun realitate. Ești bine aici să dau seama în fața cetățeanului pe bază realitate. Nu vreau să urmez. Și exact, și în baza lei. Și așa cum știți, proiectul apă și canal trebuia finalizat pe data de 29 septembrie 2019, conform ultimii prelungiri. Datorită faptului că mai avem o lucrare de făcut în speță, pereu betonat la emisarul de scurgere a apei uzate în râul Siria. În urma avizelor eliberate de Ape Române și Protecția Mediului Bacău, în speță avizul de la Protecția Mediului Bacău, care a durat 7 luni de zile cu dezbateri, lucrări făcute de specialiști pe obiectul propus, în ideea că suntem în zona Natura 2000 și impune aceste lucrări pe mediu, cei de la mediu ne-au dat avizul după 7 luni de zile. Toate procedurile legale impuse, lucrare făcută, susținută, elaborată, consultare publică și așa mai departe, prin toate ziarele, ne-au dat aviz condiționat cu începere de la 1 octombrie 2019 și așadar se impune această prelungire. Nu o să durez un an de zile, probabil mai puțin. În paralel, mergem și cu acordările către cetățeni. Deci nu avem cum sări o etapă. Nu ne puteam închide pe 29 septembrie 2019 atâta timp cât noi trebuie să ne apucăm de lucrarea rămasă în 1 octombrie. Vreau să menționez că punctul 3 și 4 de pe ordinea de zi au o legătură între ele. Alte întrebări, dacă n-am fost prea explicit. Da. Eu aș avea prima dată. Da. Direct la obiect. Direct la obiectul. Legat de situația de apă, după cât știu eu, la venirea mea în martie 2017, pompelica umplutea așa prin apă. Deci era undeva vreo 2 metri de apă deasupra doar. Vreau să știu, dar în ce stadiu sunt mai apă, dacă mai e, a fost verificată instalația. Nu știu ce... S-au montat generatoare care au fost aduse, că avem 2 meseriași, am înțeles acum. Da. E adevărat. Să vin cu soluții tehnic. Haideți ca să... Din ceea ce știu tehnic, nu sunt specialist, dar ceea ce se întâmplă la stația de pompieri trebuie să stea în apă. Nu știu la care pompă faceți de aici. Păi pompele de foraj, stea în apă, sporează la apă pentru de repompare. Da. Da, sunt ok. Sunt ok pompele. Știu că... Se fac verificări pe instalație dacă transmite apa pe coloan. Și am spus că... Generatoarele s-au fost... Remontate, nu? Generatoarele au fost montate și au fost aduse pentru siguranță din spauri, din obiectivele acasanale, pentru a fi în siguranță aici, da, în magazia primării. Atât am avut. Dacă altcineva de-a două. Le montăm, pentru... Corect, corect. Spune domnul Luca.
vă spun aici, rog insistent pe doamna secretar să le caute în așa fel să le aducă procesul verbal de acum 2 ani. Când ne spunea domnul primar, mai avem de achiziționat 2 filtre, ne ducem în Austria, le aducem din Austria filtre performante și v-am dat drum. Vă rugăm, mai prelungim un an jumătate, a trecut 2 ani. Pe urmă și-a angajat un specialist, specialistul fiind cu mătru, de fapt, al domnului primar. L-a angajat pe acel specialist. L-a angajat și pe acel specialist. Am angajat încă 3 specialiști. Apa și canalul, când îl vom termina? Tot mințim, iar mai cerem, iar o prelungire. Dumneavoastră terminați mandatul și acest proiect nu-l duceți la capăt. V-am întrebat de atât, l-ați finalizat? Vă aduc aminte că acum 2 ani, lăsați-mă să termin, că nu m-am întrebat. Acum 2 ani, lăsați-mă să întreb. Lăsați-mă să termin. Acum 2 ani, ni se spunea că mai avem de făcut un canal până la Siret. Și dăm drumul ăla. N-ați reușit în 2 ani să finalizăm acel canal. Vă întreb încă o dată, când finalizăm proiectul Apă și Canal? Tot, mai prelungit un an, jumate, 2. A trecut câți ani de când finalizăm acest proiect? Aveți dumneavoastră 8 ani mâine cu ai mâine. Câți ani vă trebuiește ca să finalizați proiectul Apă și Canal? Să răspundeți, ca să vadă toată lumea din comună voce. Abia acum suntem transparenți. Domnul, răspundeți. Domnul vice, vă rog. Domnul consilier, fost vice. Când erați aici în cadrul ATL ca și viceprimar, toate bune și frumoase. Totul era ok. Din contra, votă, da, domnule, așa e, cum spune primarul, că citeați un document. Acum veniți, faceți acuze, dar faceți niște acuze nefondate. Și dacă o luăm punctual, referitor la angajare. Întrebați-mi, dacă vine doamna secretară cu procesul verbal, veți vedea că a stipulat că veți termina acel canal și dați drumul la. Ați angajat și specialiști, ați angajat. Ce mai vreți acum de deci, referitor, să aprobăm încă 10 ani prelungit. Domnule, mă lăsați. Am dreptul la replică. Ați făcut acuze că am angajat nu știu pe cine, cu mătru și așa mai departe. Deci toate angajările care s-au făcut la nivelul ATB s-au făcut în baza legii. Nu o să eliminim nicio etapă. Cine s-a înscris la concurs, o vezi. Și îmi pare rău de faptul că pe partea aia altă mergeți la domnul cu mătru, cum l-ați numit dumneavoastră, și îl peria și spune, domnule, mai bun ca mata, nu-i nimeni pe aici. Dar nu fac eu o analiză și nu-i fac eu o evaluare. Nu eu fac dumneavoastră, eu cred că omul ăsta își face treaba pe, supraveghează tot pe obiectivul nu ăsta. Nu-i cunoscut, nici nu-l atât sunt fața deci nu am, deci, păi, deci de 2 ani de zile, domnul consilier, dumneavoastră, nu l-ați văzut? Monitorizează tot proiectul. S-a dus cumva în fața Consiliului Local. Dar nu e obligator. S-a stabilit prin hotărâre de Consiliul Local la angajarea omului reprezentant pentru monitorizarea. Da, după care s-a procedat la conform legii pe angajare. S-a angajat cu pe niciun site, pe niciun nimic, deci s-a angajat la Eu cred că am fost destul de explicit. Nu s-a văzut nimic. Din punctul meu de vedere, aș fi finalizat acest proiect și cu 2 ani în urmă, dacă nu era cadrul legal. Vă spun eu cum e la avizul la medic, nu putem să-l iertăm. Nu, și să ne mai dați, știi, cu asemenea chestia ați venit de 14 ani, de când eu să ne mai puneți la dispoziție? Ce să mai citim? Spune, domnule, nu sunt capabil să termin pe un alt canal. Ce să mai... Vă citim de fiore, bine. Adică câte ori l-ați citit? Dar de câte ori ați citit-o, primar? Dar ce să ne mai spuneți? Acum 2 ani bătați cu mâna în masă, că dați drumul la Apă și Canal. Da. Mulțumesc, doamnă. Da, domnul Munteanu, spuneți. Da, mă simt nevoie să dau câteva răspunsuri concrete, fără nici ca să mă enervez, fără nici ca să îl combat domnul consilier Mocan. A devenit foarte vocal în ultima perioadă. Totdeauna așa am fost. Domnul președinte, vă rog frumos să liniștiți pe domnul consilier Mocan. Să pot eu l-am întrebat. Dar probabil respectul nu s-a... predat în fiecare clasă. Luați un biscuit, domnul Mocan, cât vorbește domnul. Deci, să ne puteți să dau câteva răspunsuri. Așa cum a fost stipulat pe ordinea de zi,
mediul aici să construiască acel mereu, zi pe înțelesul tuturor, o spun pentru toată populația din comuna Bucovina. Acest zid are aprobarea, deci săptămâna aceasta am primit de la Consiliul Județean aprobarea pentru construcția, autorizația de construcție pentru acest este autorizația de construcție pentru acest perioadă, ca să înțeleagă toată populația din comuna Bucovina, că altfel deformăm adevărul și nu este corect. Din respect pentru cetățenii din comuna Bucovina, avem autorizația, se vede la camera, avem autorizația de construcție pentru acest perioadă impus, evident, de organismele statului român. Orice construcție care o face pe teritoriul comunii Bucovina, în afara formelor legale, știți, nu vă mai spun ce se poate întâmpla. Deci, n-a fost o reavoință din partea executivului, ci o impunere din partea autorităților statului care a impus acest lucru. Va exista, din momentul acesta, urmează să facem, să parcurgem celelalte etape, vis-a-vis construcția acestui perioadă, care mai înseamnă și alte etape pe care trebuie să le parcurgem. Evident că le vom parcurge. Asta când începe iarna, nu? Nu, în 1 octombrie. Dar nu mai octombrie. Domnul lăsați-l să vorbească. Domnul Gar, dacă vrem să facem glume și teatru, haideți să facem filmat și pe postul televiziune, dar în afara ședinței de consiliu, facem amândoi teatru și un spectacol și vă spun că o să vă aplaude comuna Bucovina, cetățenii din comuna Bucovina, mie lumea dumneavoastră, că am mult mai mult hart decât dumneavoastră. Dar haideți să depășim lucrul acesta și să revenim la lucruri serioase. Deci, la 1 octombrie, dacă se termină toți pașii, vom începe construcția acestui perioadă. Dar executivul comunii Bucovina nu a stat neapărat ca să avem finalizat acest zid, ci deja am trecut la etapa, cum scrie și în ordine de zi, dar doar îi informez comunitatea și deja sunt cred că peste 100 de cereri pentru acordare. Am trecut deja la fapte concrete, în sensul că fiecare cetățean care dorește să se acordeze la apă și canal, trebuie să vină și în baza unei cereri, vom parcurge și etapa despre care am făcut vorbire. Domnul Munteanu, cu acordul domnului președinte, am o întrebare. Eu nu locuiesc în Comuna Bucovina. Dar aici, în Consiliu, s-au informat consilierii că se fac acordări. Știți, amabil și sincer, spuneți-mi câți dintre dumneavoastră ați spus ce ne-ați spus la unul dintre consilieri nu au... Deci eu vă rog, dacă, cu sinceritate... Da. Puteți nu au acces. Nu-i eu vă răspund cu sinceritate. Deci nu vreau să răspundă și noastră. Vorbe vă spun. S-a finalizat proiectul apă și calam? Cere pentru acordare. Am s-a finalizat proiectul apă și calam? Mulțumesc. Deci sunt cetățeni din comuna Bucovina și cu această ocazie, având în vedere... Stimați cetățeni, îmi cer scuze, dar na, sunt întrerupt. Deci sunt cetățeni care au înțeles necesitatea acestui proiect și sunt, v-am spus, peste 100 sau în jur de 100, că n-am mai stat să mai număr cererile, lucrurile evoluează în timp, pentru că au înțeles de importanța acestui proiect. Nu este... Trebuia un anumit număr de cereri. Poftim? Trebuie un anumit număr de cereri ca să... Nu. Noi vom hotărâ, dar n-am ajuns acolo, de-aia nu îmi permit să fac anticipări vis-a-vis de ordinea de zi. Deci există acest interes și probabil într-un timp relativ scurt vom avea ceea ce e nevoie pe teritoriul comunii. S-au făcut probe pentru că tot am fost întrebat, chiar ieri am fost la stația respectivă. Și totul funcționează, iar domnul care se ocupă de stația de pompare, să știți că este un om, eu nu l-am cunoscut decât acum mai mult, este un om profesionist, știe exact ceea ce trebuie să facă acolo și face ceea ce trebuie să facă. Am făcut probe
în calitate de consilier, nu eram, în calitate de consilier, eu sunt viceprimar domnului Timi de o lună de zile. În calitate de consilier nu sunt obligat să cunosc toți salariații din, de pe raza Comunii Poți. N-am nicio cădere să fac lucrul ăsta. Consilierii au alte atribuții. Acum, în calitate de viceprimar, evident că sunt nevoit, sunt obligat să cunosc acești oameni și îi cunosc. Am început să-i cunosc pe toți într-o lună de zile. Nu trebuie 2 ani de zile ca să învăț ce atribuțiune are un viceprimar. Mi-a trebuit să fie câteva zile. Și nu numai pentru viceprimar, și pentru alte funcții. Și deja sunt câteva lucruri acolo. La stații, minori. Ce-i drept, nu sunt pompe în apă, n-am văzut nicio pompă în apă. Nu, eu v-am spus și am găsit eu. Acum am văzut că nu mai sunt. Problematica unei mașini, a căzut în baie. Da. Deci mai sunt câteva lucruri de îndreptat acolo. În săptămâna următoare le vom remedia, astfel încât instalația la care se face referire să fie la parametrii proiectați și să funcționeze pentru obiectivul pe care noi l-am stabilit. Domnul Munteanu, precizat o dată la care s-ar putea începe branșările? Aproximativ așa? O să ne vedem. Și da, domnul ăla. V-am întrebat domnul Munteanu. Nu, nu, deci, domnul Vici. Deci, da, domnul ăla. Păi, eu ce am spus? Deci, ce branșări? Da, branșări, dar v-am zis că este punct pe ordine de zi. Noi am avut o discuție. Noi n-am ajuns acolo, am avut o discuție, de-aia am zis să nu ajung acolo. Da, dacă nu încerc să nu preconizăm o dată, să nu găsăm cu fila. Nu, nu este pe ordine, așa, de asta am spus eu. Eu nu pot să-mi permit să vorbesc decât pe puncte de pe ordine de zi. Așa sunt eu educat. Deci există punct pe ordine de zi și la punct de pe ordine de zi. Vom da răspuns la toate întrebările astea. Da, da. Are cineva discuție? Spune-ți, domnul Măcan. Domnilor consilieri, de acum un an de zi, de acum, după un an de zi, acest executiv nu mai este prins. Apa nu poate să-i mete. Faceți un calcul să vedeți că un an de zile vor fi alte alegeri, alți primari. Poate nu știu să fac calcul. Există oameni pregătiți care au făcut. Mai eu mi-aduc aminte că cu 2 ani, când s-a discutat de acest pereu, de acel șans, mi se pare că și domnul Munteanu era la ședință. Nu era și dumneavoastră? Nu era și dumneavoastră, domnule, de ce tot ne schivăm acolo? Nu era și dumneavoastră, domnul, acum 2 ani de zile când discutam de acest. Că spuneați că e ultima dată deci, când mă mai țineam. Nu e adevărat ceea ce spun. Nu e adevărat, domnul Munteanu. E adevărat ceea ce vă spun. Și vă întreb, dacă noi discutăm de un an, de acum încolo un an de zile, acest executiv va finanța apa și canal, faceți calcul. Faceți calcul, veți vedea că un an de zile nu-i mai prinde. Dezinformare nu pentru noi Consiliul Local, ci o dezinformare pentru unii cetățeni din Comuna Voi. Deci nu-i pentru noi Consiliul Local. Evident că am fost la acea ședință, evident că am aprobat, evident că am aprobat construcția acelui pereu. Evident, dar, cum am mai spus și mai adinioarea, construcția pereului respectiv, construcția în continuare acelui pereu, a ținut sau ține de faptul că zona Siretului, în zona respectivă, așa cum vă mai spus domnul primar, este într-o zonă protejată, iar altă instituție a statului, vă să vă spun, altă instituție a statului a impus construcția acestui pereu, iar acum, dacă tot vreți să aflați până la coadă și lucrurile de amănunte, când un funcționar de-a nostru a mers să ia autorizația de construcție pentru acest pereu, abia a găsit-o funcționarul de la Consiliul Județean Bacău, abia a găsit-o prin sertare. Și până la urmă am rezolvat această chestiune. Deci vedeți, domnul Mocanu, că sunt lucruri pe care le știți sau le anticipați, dar lucruri care le pipăiți. Nu le înțelegeți. Domnul Munteanu,
Mai explicați încă o dată un an de zile ce înseamnă pipăit la dumneavoastră. Spuneți că mai durează un an de zile. Dumneavoastră știți să calculați de acum. Erați încă o dată această chestie. Erați dumneavoastră. Erați cel care îmi punea problema împotrivă. Acum s-a întors roata. S-a întors roata. S-a întors roata. Acum s-a întors roata. Și ce să faci? Domnul problema că sunt o roată. Aș pune în altă ordine de idei, s-o dat pe cu realitatea și cu tot ceea ce țin din calitate în primăria. Trebuie odată cu vorbim. Nu mai suprapuneți în discuții. Vă rog frumos, mai multă disciplină. Haideți să fim o leacă. Acă 2 ani de zile, țin foarte bine minte, se discuta de acea stație de neutralizare a amonului. Da, filtre, care s-au montat, toate sunt ok. A rămas acest pereu betonat. Un an de zile ne-a trebuit numai să obținem 7 luni de zile aviz numai de la, Ministerul Mediului. Așa este, că am fost și eu noi care am fost împreună. Nu trebuie să dezinformăm cetățenii. Da, așa deci este. Nu putem sări etape, frate. Din cauza perioadă nu s-a putut. Eu nu cred că domn primar, domn consilier, domnul viceprimar sau alt cetățean nu vrea să finalizeze un proiect care durează mai bine de 9 ani la nivelul OAT-ul. Da? Domnul primar, deci, vă asumați răspunderea în mandatul dumneavoastră finalizat acest proiect? Pe lege. Vă asumați răspunderea că în mandatul dumneavoastră terminat pe acest proiect? Că nu s-a făcut nimic. Spuneți dumneavoastră că nu a făcut nimic? Nimic n-a făcut. Argumentați, domnul. Spuneți dumneavoastră ce a făcut. Era nici primar, nu mai vorbea. Gata. Mulțumesc. Da, domnul primar. Deci, Poate, mi-e dă. Mai aveam o întrebare, dacă nu pleca șocâtele de acolo, să putem construi pereu. Știu, nu credea aia, nu. Șocâtele, din cauza un șobolat cu natura. Șocâtele, cu bada lată, nu orice șocâtele. Da, șocâtele. Da. Da. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea proiectului, să punem la vot. Cine este pentru prelungire? Împotrivă. Deci noi împotrivă. Hai, este. Dacă ești împotrivă, trebuie să punem aici. Și eu mă abțin. Și așa nu sunt. Trei abțineri. Așa, dar nu am bine. Spune, că spui tu aici. Aici să te spui la mine. Deci sunteți împotrivă și vă abțineți ca să prelungească proiectul. Da, să spuneți în ziara. Da, da, și așa eu nu vedeți de asta. Domnul Mocanu, fost viceprimar, e împotrivă străgată. Vă mă așteptam de 14 ani, dar pe că vreți să mă aștept, pentru 14. Dacă era viceprimar, erai pe un domn. Domnule, mor eu și apă nu mergem cu voi. Domnilor, domnilor, 3 și 4, după cât ați înțeles la domnul primar, sunt aceleași. Sunt pe tot proiectul numărul 4. 3 și 4, nu? Da, da, nu, supunem la vot, este separat. Supunem la vot proiectul numărul 4. Rângerea garanției. Cine este pentru? Tot la fel. Împotrivă? Da. Da, da, ridicați mâna, măcar. Și abține? Deci, identica la proiectul trecută, da? Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea contractării unei firme pentru întocmirea deviziilor tehnice de lucrări la fiecare cerere în valoarea branșării, în vederea, pardon, scuze, în vederea branșării, racordării la sistemul de apă și canalizare. Inițiator, primarul Ștefănescu. Da. Aici vreau să fiu explicit și nu vreau să dezinformați prin intervenții la luări de cuvânt. Deci, după cum bine am stabilit împreună aici, am propus să trecem la primit cereri
în vederea racordării. Etapizat, acele cele au venit, o parte din ele, așteptăm și celelalte. După care urmează fiecare cerere în parte să se dea o soluție de branșare. În ideea aceasta ne trebuie un specialist care să poată întocmi un devis pe cheltuieli pe fiecare cerere de branșare în parte. Sunt cazuri diferite. Sunt cazuri, așa cum a spus, tronsoane de racordare unde avem și apă și canal, vor merge la pachet, o să fie vorba de alte costuri. Sunt tronsoane unde avem numai apă. Acolo o să fie alte costuri. În urma devizelor, în urma devizelor făcute de acest specialist, vor fi analizate, aduse în fața Consiliului Local, după care voi propune ca fiecare racordare la cetățeanul care a depus cerere, până la limita proprietății, să fie susținută din costurile UAT-ului. Argumentat de faptul că costurile vor fi cât de cât mărișoare și cetățeanul de rând nu o să aibă posibilitatea financiară de a suporta toată cheltuiala de racordare, inclusiv și cea de la limita proprietății până la conductele de apă și canalizare. Da. Dar ca să putem ști sumele, întâi și întâi trebuie să facem devizele astea. Vor fi centralizate, vom vedea la fiecare om în parte. Aici e țeava, aici e căminul unde va fi montat apometrul, că de acolo încolo e treaba omului. Noi avem temeiul legal să facem toate astea pe banii primăriei, până la nivel de apometru. De asta încercăm cu toții să se ajutăm pe oameni, măcar să-și toarmă un singur robinet în curte, că de acolo face omul se desfășoară. Altfel lucrează, mai prelungește an de an cu 5-6-10 metri. Explicați ce înseamnă la limita proprietății. Explicați-l da. La ce înseamnă. În stradă, la la curte. Nu, în afara curții. În afara curții va fi acel cămin. Căutăm să strângem câte 2-3 persoane vecini ca să facem un singur cămin, să nu cheltuim pentru fiecare parte. De asta e bine toată lumea să cerem. Să cerem să vină cât mai mult. Adică, păi, dacă eu mă îngrajez, mă duc și la vecină. Hai să fim trei să depunem cereri, că cu siguranță interesul este de a lucra mai repede acolo unde sunt 3, 4, 5 grămadă, decât să mă duc pentru unul. Se va face la toată lumea, da. Da? Domnilor, ce vedeți azi? Nu sunt de acolo. Spuneți, domnul Mocan. Domnul primar. Discutăm de proiectul Apușcala. Știm cumva apa este potabilă? Da, avem buletin de analiză în care apa este potabilă. Este potabilă. Da, are nitrați. Deci, din punct de vedere a Direcției Județene de Sănătate Publică, avem avizii că apa este potabilă. Da? Mă duc la chiar face ce trebuie. Cum vreau finalizat proiectul Apușcala? Am fost la prezent. Buletinii de analiză sunt. Și oricând, dacă vreți, costă 100 de lei un aviz. E un lucru bun. Dar totuși vreau să vedea. Dar vom vedea. E un lucru bun, dar vom vedea. Nu fi pesimist. Spuneți, domnul Antuca. Observ că sunt foarte multe discuții. Cu apă, dar niciunul. Cu apă și canalul, cum a zis cineva, inutile sau eu știu, nu. Aș întreba, aș avea o întrebare. Traversările astea de apă și canal, trebuie să va face și spre canal și spre apă, nu? Da. Deci voi fi cum se face? Specialistul va impune. Deci de asta ne trebuie care să ne facă de vizier. În fața porții dumneavoastră. Aveți apa pe canalul pe partea aialaltă, aveți partea asta. Deci trebuie de traversat de la canal și dublu. Dublu ți-a vădus într-o parte în alta, la canalizare. Se va colecta pe partea opusă canalizării și acolo, prin cădere, va cădea pe sub drum, va cădea în canalizare. Dar cei care stau în parte la partea, vă discuți la cetățeni. Deci, specialistul caută și de-aia. După mai părerile astea,
Câți bani ar costa? Păi da, că tot sistemul. Putem să ne dăm noi 100 de lei, 100 de lei metru linier. Acel în proiectul ăsta care asta a apă și canal, a fost prevăzut traversările astea? Nu, în proiectul mare cu afirul, nu. Noi ce facem acum din bugetul local vom plăti sub traversările astea. Proiectul de apă și canal este inițial. Pentru că oamenii, așa cum a spus și domnul primar, oamenii sunt o parte care au cu ce. Au putere financiare, sunt o parte. Le facem la toată lumea. Și asta, deci, ca să fie explicit, mă întrebați pe mine oameni, până unde va veni apa? Până deci, la limita gardului fiecare. La limita gardului, exact. Sau după gard, sau la barogară. Nu, nu, în stradă. Domnul este pune acomet. Acomet special. Va căuta o soluție cea mai economică. Cealaltă problemă, din punct de vedere financiar, este adevărat, o va stabili specialistul. Sau proiectantul care va veni și va traversa și va face toate demersurile. Dar asta, părerea mea, vor dura mult. Da. Și fără să știm costurile, putem implica bugetul local? Păi nu putem implica. Trebuie să avem un număr de cereri. Dar trebuie abținerată situația. Dar de puneți cereri, domnule. Fără să avem interdicerea Consiliului Local, noi putem lucra la asta. Avem cereri. Nu ați este dumneavoastră, cetățeni. Avem cereri, avem și dat specialistului în lucru. În decursul timpului vor veni și ceilalți cetățeni. Din discuții cu specialiști, avem nevoie de minim 250 de cereri să poată funcționa sistemul. Din în general, așa, cam cât ar costa? Aproximativ. Nu putem da cu părerea. Vin specialiști. Vă referiți la întocmirea documentației sau la lucrarea în sine? Întocmirea documentației nu face primăria. Păi, acum până, la, până la rubinet, unde vrea să deci, deci, acum, prin proiectul ăsta de hotărâre, aprobăm contractarea unei firme să ne facă proiectele. Văzând ce costuri implică, abia după aceea venim cu altă hotărâre prin care știm cu ce sumă trebuie să participe Consiliul Local, să poată face subtraversările și cu cămini până la limita de proprietate a fiecărei persoane în parte. Era nevoie de pentru a ști care sunt costurile, pentru că acum nu stabilim costurile. Da, înțeles. Pentru a ști care sunt costurile, aveam nevoie de hotărârea Consiliului Local să contractăm această firmă. Firma respectivă ne va spune, noi avem așa să zic niște discuții între noi. De cum, ce vom face în așa fel încât să fie costurile cât mai mici. Avem multe lucruri, dar nu putem să le promovăm acum, pentru că nu vom ști care sunt, măcar estimativ sau cu aproximații, costurile pe acest. Că variază costurile de la proprietate, așa cum mai spun. Unul stă pe partea asta, altul stă, unul stă mai așa, unul stă mai așa. Avem în vedere și construirea unui singur cămin, într-un singur comin, pentru că înțelegeți foarte clar că în momentul acesta scad costurile. Deci cu cât avem costurile, cu cât avem mai mulți abonați și mai puține costuri, cu atât evident că se împart regiile astea, se împart pe fiecare individ în parte. Vor fi mai mici regiile și evident că costurile per individ, pentru că noi nu o să nu impunem sau nu dorim să obținem, când o să venim spre aprobare Consiliul Local, ca cetățeanul să plătească. Dar, în același timp, trebuie să avem grijă. Tot banii să avem grijă noi, ca cheltuielile să fie cât mai mici. Asta era. De aici încolo, din momentul în care i-am instalat omului în curte, în fața curții, i-am instalat căminul, de acolo, în curte, cheltuiala lui. Se face un contract de curtea. Avem o întrebare. Curtea. E cunoscută firma asta. Este apă, dar nu e piață.
Ce firmă lucrează? Nu, domnul. Te-ai întrebat eronic, nu m-am dus. Ce firmă ar fi? Domnul președinte, pentru că a întrebat domnul consilier Fumă dacă există... Da, există. Săptămâna trecută s-au făcut niște probe. Întâmplător treceam prin fața unui... Până nu știam de ce vine apa. S-au uitat să se strângă un ventil. S-au strâns ventilul, că nu știam. Hidrant. Deci este presiune, este apă. Ca să dispară această suspiciune, că nu exista. Și eu întâmplător eram pe acolo, prin zona respectivă. Aveam eu o întrebare. Deci firma face numai de vizele sau și lucrări? Momentan numai de vizele. După aceea, tot în Consiliul Local centralizăm să vedem ce sumă este și suma aia, să vedem de unde o luăm și contractăm firmă care să facă lucrările. Deci, tu trebuie o firmă să facă un deviz, un cost al lucrării și tu nu trebuie o firmă să respecte devizul. Nu se face nici face ce haideți să-l ascultăm pe domnul. Haideți să vă spun eu. Ceea ce spunea domnul viceprimar, noi am avut discuții și ne-am dat cu părerea la fel de fel de soluții tehnice. Ne-am dat cu părerea. În ideea de a diminua costurile. Am cerut o ofertă pentru tuburi de cămin. Tuburi de 1000 de euro. Deci am văzut în ofertă, ne-am îngrozit, ajunge cu tot cu TVA în jur de 500 lei un tub, un cămin. Bun. Am făcut noi, am făcut o analiză, avem noi angajații aici, astfel, hai să luăm noi un tipar și trecem noi să facem cămin, tuburi, de aici, la nivelul ne ajunge. Ajunge la 10% din cost. Dar sunt ăștia cu fântânii dintre lucruri care fac cu 2 milioane. Care fac sunt alți parametri. Aici v-a spus din start, ne-am dat cu părerea. Trebuie să verificăm pe lege dacă ne permite. Sunt niște stasuri, sunt niște garanții, sunt niște criterii. Dar cred că aici o să mergem în zona care am găsit-o noi mai eficientă ca și... Să fac un lucru specializat, nu poți să fac oricine. Bun. Da, sunt alte. Am mai verificat. Ne-am documentat și alte comune. Sunt și alte forme de cămine. Din Bursari, din Beceauri, fiecare și alte. Depinde acum cine a intervenit cu costurile. Dacă o costă pe costul cetățeanului, omul și-o găsit să-și facă cât mai ieftin și cât mai rapid. Dar dacă noi am mers pe ideea că susținem noi, ca și OAT, lucrările până la limita proprietății, suntem datori să găsim soluții mai ieftine. Acum să vedem și de unde vom găsi bani. Unii găsi firma, nu se poate găsi și aia să facă n-am ajuns până la firmă, deci deocamdată deci să facem șapte firme, una să facă studii diferite, unul facă studiile, unul să facă... Nu, eu pot să fac contact. Este cea mai nesănătoasă posibilitate de a face proiectul. Eu pot să fac contact dacă n-am valoare? Eu. Păi, dar ăla care face... firma care face construcția trebuie să ai și consultant pentru valoare. Asta este... Dar eu nu știu momentan dacă nu știu costurile. Păi fac cu mai multe firme, cum adică? Care sunt... Păi fac mai multe firme. Deci care dă părere, dar are cineva cu... Dacă sunt două, trei firme, una să-mi facă studiu, una să-mi facă produzare, una să-mi facă aia, deja ajung cu costurile mai mari. Contul CPV diferit. Contractul. Eu fac de achiziții. Nu, dă-i coi și m-am putea pe astea doi. Nu mai merge cu ce ce cu pe ăla, cu pe ăla, cu pe ăla. Nu poți ca o soluție. Da, dar acum sunt discuții, să punem la vot. Care este pentru? Care proiectul? V-am citit proiectul numărul 5, privind aprobarea contractării unui firme din întocmire. Cine este pentru? Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abține? Deci unul și unul. Deci, ăștia nu vrea apă și canal. Nu vrea apă și canal. Nu vrea apă și canal. Domnul,
trece la... Haideți că v-ați spus la Nu sunt cetățenii cum nu voi. Auziți, după ce termină ședința, suntem invitați la program. Punctul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operațional de acțiune, program de intervenție pe drumurile comunale Sătești, pentru prevenirea și combaterea zăpezării. După câte știți, s-a apropiat cu pași repezi iarna, e pe undeva pe Rusia, și vine spre noi și trebuie din timp să ne... Aici așa de ce face pus. La școli, cine face dezăpezirea? Că mereu au fost probleme. Nu puteam să intru cu microbuzul, dă semnul la lopată, împingi copiii cu la microbuz, în stațiile de, unde departezi copiii la Dospinești, la fel au fost probleme. S-a făcut plângeri? Nu. Întotdeauna a fost o colaborare bună între instituții. Primărie, școală, de câte ori am fost solicitați, cred că am venit în sprijinul școlii. Nu la secundă. În urma planului, de asta aprobăm un plan. Prima dată am venit la școală. Haideți să înțelegem lucrurile, să explicăm oamenilor corect cum stau lucrurile. Când aprobăm un plan de intervenție, deci se supune unor criterii de bază. Nu poți interveni pentru dezăpezire atâta timp cât e viscolul în toi. Și firma muncește degeaba. Corect. Consumăm și ne ducem nascosul la cap. Trebuie să vin la școală dacă vin probleme. Asta e colaborare director școlii cu primăria. Stabilim și propunem. Aici aș mai spune și eu ceva. Bun. Totuși, oamenii din servici, mama mea, au fost vreo 15 ani om servici acolo și se spuneau la ora 3. Dar atunci erau 4-5, dacă e o femeie din servici și unul la jumătate de lună, ce să fac? Și vreau să nu-i face. De se prezește tot, se poate. Intervenează la șofer ori trebuie să se prezește. Da, da, da. Deci eu vreau să-ți spate și-o doar aici. Să-ți spate la două. Vă scris la cuvânt, îi dăm cuvântul domnului viceprimar, care este inițiatorul proiectului. Și ne explic mai mult. Eu ce pot să vă spun? Că anul trecut a fost firma Aqua, s-a mișcat cam Aqua, cam greuț. Dar să nu uităm că suntem dotați acum cu buldoș și plănesc că prima dată o să facă la școli, la unde să fie intervenții, probleme de domnul Arna. Aveți un atu anul ăsta cu zăpada Nu poți să intrești cu mașină, nu faci loc de refugiu, nu faci nimic. Tot dai înapoi la trânjură, ăla nu vrea să dea. Domnul Hașu, vreau să... Da, aveți... Numai dacă se face liniște, că nu pot să... Aveți toate liniștea de plină. Da, așa cum se procedează în fiecare an. Și datorită hotărârii Consiliului Județean, care am primit-o la primărie și a ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură și necesitatea care îi pun în fiecare an să fim pregătiți orice entitate organizatorică, așa cum este și Luatie Bucur, să fim pregătiți pentru vremea rea de an. Adică să avem toate cele necesare, în așa fel încât să nu fie perturbată viața cetățenilor din Comuna Bucur. Suntem pregătiți pentru orice situație. Evident că aici putem să purtăm discuții. Știm cu toții că zăpada curge în același timp și peste tot. Și probabil o să fie anumite lucruri, greutăți pe care trebuie să le depășim. Suntem pregătiți. Avem, așa cum a spus domnul președinte Pușcălargă, avem avantajul în acesta că avem bulldog. Și putem să facem rapid, să intervenim rapid, punctual acolo unde situația o impune. Avem contract cu firma care va face dezăpăziri și nu știu cum a funcționat anul trecut, dar eu vă spun, domnul președinte, că anul acesta, indiferent ce firmă va fi, va funcționa să fie brici.
Nu o să fie, va funcționa, deocamdă sunt vicii și trebuie să spun în prezent, că nu pot să mă raportez la perioada anterioară. Eu vă spun că va funcționa. Că va funcționa, cum funcționează și va acolo, așa cum a spus domnul Liviu, la stații, evident, cred că au fost aceste lucruri. Sunt de semnalare. Și copiii rămân în marginea drumului. Corect, da, am înțeles. Deci drumurile de pe raza comunii Boșteva, de drumul județean. Consiliul județean își face treaba. Evident că ea nu stă la fiecare stație, în fiecare localitate, trece cu mașinile cu utilaje și rămân acolo. O să avem grijă, având în vedere că avem acest punct, imediat în momentul în care trece Consiliul județean pe drumul județean și face dezăpăzirea, vom interveni rapid, așa fel încât copiii să stea și în siguranță și cum e normal să, și tu să poți intra cu microbuzul acolo. Deci, punctual, aveți toată încrederea că vom interveni în momentul în care vom fi semnalat de cetăție, de situații diverse care vor fi. Nu știm cât de grea va fi iarna, nu știm cât de zăpadă va curge, nu știm ce alte fenomene meto să vă mai poate avea noroc cu una voi. Lasă-mi dacă o zonă, din punct de vedere geografic, o zonă cu foarte mult pământ, eu cred că să ne rugăm să ningă, pentru că știm cu toții că zăpada este apa necesară pentru pământ, pentru agricultori care se dedică. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare drag. Mai sunt discuții cu zăpada? Nu. Supune la vot cine este pentru. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bucovești pe anul 2019. Inițiator, domnul primar? Da, la nivelul comunei Bucovești există un plan, dar în urma controlului în teritoriul comunei Inspecția Socială s-a impus să-l reactualizăm pe lege. Am făcut o analiză, ceea ce vă pot spune că asistența socială nu e un compartiment atât de simplu, se referă numai la asistență socială. Avem VMG-ul, venitul minim garantat, avem indemnizații și plata asistențelor de personal pentru persoane cu handicap grav, protecția copilului, ajutor de urgență, ceea ce am discutat, și ajutor de înmormântare. Avem ASF, alocația pentru susținerea familiei, avem ajutor pentru încălzire locuință, tichete sociale, de grădiniță și așa mai departe. Un compartiment foarte scos impune analize, documentații, justificări. Nu mai spun de partea cealaltă în instanță că trebuie fel de fel de monitorizări ale persoanelor minori și implicate. Și foarte stupos, ni s-o impus ca să fiu, cum zic, să ajung în zona de angajare. Ni s-o impus angajarea încă unui reprezentant pe asistența socială, datorită faptului că volumul de muncă e foarte, foarte mare. Dar deocamdată le duce doamna Zaharia Cubrio și vom vedea în funcție de bugetul alocat pentru salarii, dacă mai putem sau nu mai putem, de plafonul de salarii. Momentan am venit cu reactualizarea planului social. Dacă nu mai sunt discuții, spun la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul scorte, punctul numărul 8. Diverse. Avem numărul 1, cer de școli gimnaziale cu numele școlii. 2, dezbatere cu nomenclatorul stradal. Să trecem la punctul 1 la diverse. Școala Constantin Popovici a înaintat primăriei și Consiliul Local o solicitare de a desemna membrii în Consiliul de administrație. Și noi am răspuns până la ședință că
propunerile noastre ar fi domnul primar din partea primăriei și din partea consiliului local, domnul Vici și domnul Harșa Caru. Sunteți de acord să menținem aceste propuneri? Da. Deci atât cu școala. Cu... La punctul 2, permit să vin eu cu clarificări. Știți foarte bine, am demarat procedura de îndemnificator stradal la nivelul comunei Puoci. V-am rugat în enumerate rânduri să analizați și să veniți cu propuneri de numiri de străzi. S-a făcut un inventar la nivelul comunei, s-au identificat toate străzi de străduțele. Pe lege ni s-a explicat că trebuie să venim cu nume de personalități pe unele artere, pe unele străzi. Ne-am gândit, am venit cu propunerea, aveți planul de aici la dumneavoastră. Mare parte din consilieri trecând la primărie ne-am mai discutat, au fost de acord. Am mers pe, în mare parte, pe denumiri populare ca cetățeanul să identifice rapid locația. Pe străzi laterale am venit în mare parte cu numiri de arbori. Și ca și, da, ca și personalități în comună, ne-am gândit în zona Voci să trecem numele domnului Constantin Popovici pe artera de la primărie, de la intersecție, până la ieșire din Voci înspre Voci. Da. Din discuții și consultări cu domnii consilieri, de ce n-am propus în fața casei dumnealui, nu putem, că acolo deja e trecută strada principală și ne suprapunem. De asemenea, în zona Bijghir avem în aceeași situație strada principală, tot ce ține centrul Bijghirului, avem strada Ghegicești, denumire populară. Și ca și personalitate, în spatele Căminului, pe strada Căminului, ne-am gândit să dăm denumirea preot Sechel Eduard, fiind o personalitate din comună, fost preot, decan la Onești, într-un tip, un om de seamă al comunei. Mai avem ca și personalități. Nu, atât. Așa și eu aici, de exemplu, tot avem două restaurante în București, domnul Geratu și domnul Seminică, să numească așa. Strada restaurantului. Avem deja. Da, deja avem. Poate domnul vin din mâncărul restaurant, dar restaurantul rămâne. Da, restaurant. Se numește strada restaurantului. Dă-l Eu propun să dăm o citire denumirilor și fără nicio glumă. Eu știu că o să ajungem în zona Azliei, dar nu cred. Adică chiar am mai glumit și noi, dacă nu asta se pot schimba, nu se poate. Și bine, de exemplu, de Coca pe plaga Porteni. Deci denumiri care s-au folosit. Nu o să spunem acum pe fiecare în parte. Deci ce avem ca denumiri? Aleea Bisericii, Antenei, Anducești, Arinului, Cabanei, Ciobanilor, Ciungului, Cotul Ghechicesc, Cotul Îngerești, Dumbrăviță, Fânului, Găzăriei. Dar nu, tot le dau din toată... Gheorghe Amari, Plucăcești, Mărăcinului, Morii, Nertic, Strada Nouă, Strada Nucului, Strada Oratorului, Strada Poștașului, Preot Eduard Sechel, Principală, Restaurantului, Șofer Jean, Stadionului, Sticlărești, Toroi, Ulmului, Valea Ulmului, Cireșului, Ulmului e în Buhoci. Strada Ulmului e în Buhoci. Acolo nu sună bine șofer așa, nu? Strada Ulmului e în Buhoci. Da, e așa. Doctor. Doctor Jean. Strada Dodului, Mesteacăn, Nucului, Răchitiș, Silozului, Agudului, Aleea Parcului, Arțarului, Bradului, Caisului, Aceapeului,
în interiorul CAP-ului, castanilor, grădinii, pe Vale, Petru Floareș, străduța de la care duce spre el, Codețului, Poienii, Principală, Prunului, Munții, Sfântul Francesc, Știrbului, Trandafirilor, Umbrei, Uricarul, Viilor, Smeurii, Pacului. Poate trebuie să-l iau să-l citim. Pejului, Clopului, ai pierd mai mare mare, măi. Principală. Ce-l mare. A Pejul are Clopului, Salcii, Teiului, Câmpului, Loturi, Păzeaua Națională, Nisipului, Râului, Podului și Principal. Nu. Pe vale, planul de urbanism general. Asta sigur, este mandatul avem o strategie energetică a Comunei Poci, trebuie adusă spre dezbatere. Trebuie procedură de vot. Așa e corect. Facem o analiză dacă cineva are obiect de obiectat sau de modificat ceva, o modificăm cu mare drag. După care trecem în procedura finală de adoptare. Pe temei de lege, o discutăm. O legăsesc la doamna secretară de studiat, după care va veni votul final. Da. Domnul președinte, antipunctul la divers. Deci, domnul Ocanu, după care domnul Iftimi. Altceva ce nu se mai scrie la cuvânt? Domnul Tăprașcu. Stimați colegi, rog executivul să vă adresați organelor care se ocupă cu marcajul drumurilor județene. Întrucât trecerea de pieton de la școală nu mai există, se pot întâmpla ieri accidente, mi se pare că am întrebat sau cum trebuie, a fost un accident, nu se mai ocupă nimeni. Vă rog, adresați-vă organelor unde, dacă nu sunteți de acord cu mine, mergeți în comunele vecine și veți vedea că există marcaj la carte scris. Și noi putem face. Vă spun unde să vă adresați, dacă nu știți, dar eu sunt convins. Cum am asemenea pregătiți, mă știți unde să vă adresați. Punctul numărul 2. Stați să de viață. Vă aduc aminte că am inițiat chiar eu personal un proiect, se numește sistematizare rutieră, nu știu în ce stadiu mai este, în care este trecere pieton și cum este? Semafor intermitent. Intermitent, dar foarte bine. Eu am adus acum știință. Drumului. Și nu putem să facem marcaj acum, pentru că drumul spre Palincea este reabilitare. O încercat să fac atunci pietruirea aia, da. Nu e reușit. Zile trecute a venit un specialist de la drumul județene și a marcat în fiecare, chiar și în fața primăriei, se impune trecere de pietru. Deci noi am transmis către drumul județene. Probabil dumnealor le-au înregistrat, sunt... Nu sunt niște coșuri, dar la fel comunul e vorba de cu 10 bucăți. Punctul numărul 2 pe care cred că interesează pe toată lumea. Când veți începe asfaltarea drumului Binali? Pentru că au trecut 3 luni, 4, tot ne mișcăm. Spuneți-mi, cine mai spuneți acum? Și trebuie să mă așteptăm când
Începem cu iarna bate la ușă. Mai putem să... Ca să pot să transmit și eu când am ședințe la mine acolo. Fraților, fraților, mandatul ăsta nu se face nimic. Mă rog, aveți cuvântul nou primar ca să vă spuneți că acum va fi transparent și vorbe de acolo. Domnul Zivac. Așa cum am explicat și în ședințele anterioare, suntem pe procedură de autorizare. În ideea că am depus la Consiliul Județean pentru certificat de urbanism. Așteptăm, în paralel am mers cu ridicările de topo, discuții cu proiectantul, așteptăm certificatul de urbanism, în care, în certificatul de urbanism, se impune niște avize. Procedăm la obținerea avizelor, deci cronologic, dacă o luăm cronologic și pe lege, termen de eliberare a unui certificat de urbanism la Consiliul Județean pe astfel de proiecte, se dă pe maxim 30 de zile. Suntem deja la 20, mă lăsați termin. După care, obținem avizile, mai durează la avizi în jur de 20 de zile. Să mergem pe linie. După care, depunem pentru autorizare în baza avizilor și urmează procedura de autorizare. Care e procedura de autorizare? Ca 50 cu 30, 80. Deci, astea sunt... Deci, domnul... Păi stați un pic, deja au trecut 20 de zile. Mă lăsați să termin. Nu, același lucru i-a spus cu domnul Roșu, când ați mers primar. Ce-o bine, am de asfaltat? De ce nu spune? Doamne, eu nu pot. Ne apucăm, dar astea sunt proceduri și etape. Doamne, ne apucăm. Ce înseamnă ne apucăm? În care viitor? Ținem autorizarea. În care viitor? Doamne, concret, nu știți, dacă știți că documentele astea se obțin în termen de 70 de zile, doamne, după 70 de zile, domnul Mocanu, nu lăsați-mă să vă dau explicație. Să mă justific. Deci astea sunt, astea sunt pașii legali. Bun. De aici încolo, după autorizația de construire, mai trebuie luat în calcul oricum aspect. Trecem la procedura de atribuire pe SEAP a lucrării. Acolo, în cazul în care nu apar contestații, trebuie contestul mai mare. Dar dacă apare o contestație, ceea ce e posibil în România noastră, știți foarte bine, nu e numai cazul nostru. Nu știu cât se va duce. Deci de asta nu pot eu să estimez un timp pe lege. Atât am avut de... Păi ce ați retransmit cetățenilor când mandatul dumneavoastră nu cred că ne putem batuca de treabă. Spuneți concret. Ca să știu ce se retransmit. Eu voi merge din timpul. Să știți de acord că începeți mandatul dumneavoastră sau nu. Da sau nu? Aceste din două răspunsuri. Încă din mandatul actual mai sunt pe puțin 7 luni. Așa am întrebat. Dacă dumneavoastră aveți o noțiune în matematică și faceți calcul la ceea ce v-ați spus, încadrați-vă în timp și se pare că voi realiza acest proiect în mandatul actual. Îl facem prin martie, așa. Domnul, am un singur punct și după aceea lăs pe toată lumea să vorbească, că am dorit puțin. Acum vreo 2 luni de zile, dacă nu mă înșală memoria, cineva de aici din conducere îi spunea, eu, când voi fi consilierul comuna Bohoci, la mine în vocabular nu, mai exist, nu va mai exista piatră. Eu, la mine vocabularul meu va fi numai asfalt. Petroaie. Curios că după o săptămână se pare că acea persoană, cu care nu vreau să intru în polemică, chiar vă rog, acea persoană a început să care piatră. Văzând că a greșit cu petroaiele alea din nou, ce-o zic, au oferit oameni. Doamne, Bocanu, dar ce-ai făcut? Nu eu, doamne, dar cine-i mici primar? Păi X, doamne, du-te la el. Curios, a venit cu piatra. A venit cu... Nu. Vă spun, nu intru în polemică. Dacă cineva se simte bine, dacă nu, nu, nicio problemă. Nu știu. Bun, s-a dus cu piatra la buzat. Iese oameni, ia și mă oprește, doamne, stai așa. De ce-i pus piatra? Păi nu mai putem urca la deal. Dom'le, dar chiar așa? Mergeți dumneavoastră din colegi. Mergeți din colegi și vedeți dacă vă puteți urca cu mașina. Mergeți din colegi la Buzău. Puteți, doamnă, să vă urcați? Spuneți, doamnă, că spuneți. Am dreptate sau nu am dreptate? Dar eu cât voi mai fi, eu la Buhoci, în viziunea mea, nu văd decât asfalt. Se pare că vă vedeam la asfalt, dar nu se știe că... Probabil, nu te-am vrea eu. Domnul Mocan, nu-i bivalic. A fost doar destul de consistent, de balans. Nu se poate făca și balința. E posibil. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați avut răbdare. Vă mulțumesc că ați avut răbdare. Vă mulțumesc că ați avut răbdare.
Stați că aveți dreptul la replică. Eu nu m-am lăsat, domnul Mocanu nu ar fi făcut invitația, de cel care se simte, n-ar fi intervenit, l-ar fi lăsat să-și facă numărul, că poate pe acesta mai obține un vot 20 la un cetățean din Comuna Bocchi, el deja este în campanie electorală. Dar pentru că au făcut, vis-a-vis de persoana mea, această invitație, să dau un răspuns să mă simt, m-am simțit. O să dau răspuns, nu pentru domnul Mocanu, și pentru ceilalți consilieri tipul în credință din Comuna Bocchi, și pentru cetățenii din Comuna Bocchi, pentru special, pentru cetățenii, 1, 2, 3 clase, care sunt avantajați de ceea ce am făcut pe Vali, la zona roșu. Nu în fața picuțul roșu, ci la ceilalți cetățeni. Acolo era un pod care a fost făcut. S-a surpat. Era îngust, s-a surpat. Am fost sesizat ca să înțeleagă cetățenii că eu, când voi fi viceprimar, voi răspunde solicitării fiecărui cetățean să intervin, pentru că fiecare dintre noi am depus jurământul că vom depune toate eforturile fizice și intelectuale pentru în folosul cetățeanului din Comuna Bocchi. Acolo o sumă de cetățeni, nu sunt foarte mulți, a cerut acest lucru să repară în botul respectiv. Inclusiv pentru cetățenii sau pentru cei care lucrează în zona agricultură, nu puteau să mai treacă cu utilajele, cu combine și cu tractoare, nu puteau să mai treacă spre zona respectivă să-și ducească terenul, să aducă recolta acasă, că ăsta e lucrul cel mai important pentru fiecare comunitate. Și am intervenit acolo, s-a reparat podul respectiv, lumea de acolo a fost foarte mulțumită, am adus un tub fără cheltuieli, ca să înțeleagă lumea lucrul ăsta, fără cheltuieli din partea bugetului local, am adus un tub împrumutat de la o societate comercială care lucrează pe raza Comunii cu Bocchi. Am luat tubul, l-am instalat, am montat, am făcut și lucrările necesare. Evident, eu recunosc, trebuie să o spun pentru toți cetățenii din Comuna Bocchi. Nu sunt specialist în drumuri și poduri. Am avut alte specialitate și nu știu dacă un primar sau un viceprimar trebuie să fie specialist în toate. În morărit, eu știu, alte activități dar am intervenit în fel. Oamenii din zona respectivă sunt foarte mulțumiți, foarte mulțumiți. Într-adevăr, n-am reușit să fac acțiunea din prima, dar a doua etapă am reușit. Și oamenii de acolo sunt foarte, foarte, foarte mulțumiți. Au venit cu mulțumiri direct. Da, i-ați luat din votanja. Culmea e că tot pentru cetățenii din zona respectivă, culmea e că lucrurile astea trenează, nu de acum, podul ăla nu-i dărâmat de o lună de zile de când sunt viceprimar. Podul ăla e dărâmat din mandatul Mocanu Nicușor, care a fost viceprimar, și în fieful lui pe Vale, a fost și mandatul domnului Ghiță Pușcolar, adică trebuie să fim corect, dacă tot e... Dar nu a avut sesizări. Da, corect, bravo. Dar domnul Mocanu, care are sesizări permanente la toți cetățenii din zona respectivă, cred că putea să intervină acolo sau poate nu are pământ dânsul acolo care muncește și atunci nu-l interesează. Îi întrebi cu tractorul. Am intervenit acolo. Mai sunt câteva lucruri de intervenție acolo. Vreau să vă spun că în timp de o lună de zile, nu spre laudă, ci spre știința cetățenilor, pe o lună de zile de când sunt viceprimar, erau lucruri începute dinainte de a fi nimeni viceprimar, era numai primar, câteva șantiere, avem 2-3 șantiere pe raza Comunii Bucăți și încercăm să le cu eforturi nu foarte mari, care, cu personal nu foarte mari care îl avem, dar cu eforturi, eu zic, bune din partea celor care lucrează, să rezolvăm toate aceste șantiere și să atingem obiectivele care le-am stabilit în perioada scurtă de timp cât mai avem pe acest mandat. Dar vreau în același timp să reiterez ideea că lumea sau viața în Comuna Bocchi nu se termină în acest mandat. Nu se termină în acest mandat. Sunt alte mandate care o să vină și care o să vină. Generații după generații, după noi o să vină. Nu se termină în mandatul acesta. Dar eu zic că dacă se începe asfaltarea în Comuna Bocchi,
așa cum am spus-o înainte de a se începe, că am zis, bă, dacă punem un kilometru de asfalt pe val, mai punem un kilometru de asfalt pe Bocel, mai punem pe Băteri, mai punem pe Bichir, pe surse proprii, că banii aceștia sunt pe surse proprii. Eu zic că este bine pentru generațiile următoare care vin, că este un început, orice început este greu. După ce am început, eu vă spun de pe acum și vă spun în modul cel mai categoric și sincer, în momentul când se apucă ceva, când se pune piatra de temelie, cum se spune pe românești undeva, lucrurile merg după aceea. Hai să punem piatra de temelie, domnul Mocan, să vedeți un pic grătar. Eu vă garantez, vă fac o campanie electorală. Vocabularul dumneavoastră nu exista decât asfalt. Dar acum o luați din nou cu petruire. O luați din nou, repetați că trebuie să petruiți. În vocabularul meu, își schimb omul de opinie. O piatră mai mare, așa. În vocabularul meu, atenție. Așa ați spus. În vocabularul... Mi se pare că toți eram aici. Domnul Mocanu, lăsați-mă să vă explic. În vocabularul meu... Facem autorizare. În vocabularul meu va rămâne... aceeași definiție, asfalt. Dragi cetățeni, suntem în secolul 21. Dar începeți cu petruire. Nu putem să mai vorbim în secolul 21 de drumuri petruite. Numai că puterile financiare ale Comunei Boți, astea sunt. Executivul din vremea asta are în acest vedere. De așa a început acest lucru cu asfaltarea. Nu mai am picură cu asfaltarea. 16 milioane a spus că ne apăm de asfaltare. Și tot vor păi am spus, dar dacă nu te... Limba română este grea. Adică pentru chiar pentru... De ce ne rămân? Aveam eu o întrebare. M-a oprit, după cât ești spus în discuții noastre, atâta vreau să răspundeți personal mie sau și ceilalți. A întrebat cineva în prezinte domnul viceprimar. Și nu știu pe unde să-l îndrum, nu știam, dumneavoastră locuiți aici sau faceți navete? Eu? Da, vă răspund. Știam că a spus că sunteți în sat. Vă răspund la această întrebare. Vă răspund la această întrebare. Nu locuiesc în satul Bucoci, comuna Bucoci. Nu mi-a zis că sunteți în sat. Locuiesc în Bacău. Este o mare diferență unde locuiești și unde te-ai născut. Eu m-am născut chiar la Bucoci. Nu se fără, fără să fac m-am născut chiar la Bucoci, m-am născut la maternitatea din Bacău. Pe vremea mea nu prea să năștea la maternitatea. Să știa acasă, m-am pus bunica în casângă, mă cântăresc și l-o dat tot. Într-o să vă cânta cineva și am zis că... E povestea care mi-a pus o mama, nu? Deci dau în Bacău, dar pentru fiecare cetățean din comuna Bucoci, mă găsește permanent în limita programului, în limita programului care există la primărie, mă găsește la primărie, dacă nu sunt prin șantier sau prin alte activități, iar dacă nu sunt aici și vrea să mă întrebi la orice oră de zi și de noapte, răspund telefonii fiecărui cetățean. Sunt nu numai cetățenilor din Bucoci, răspund la telefon întotdeauna. Deci dacă există o problemă punctuală, cu mare drag, acum o să mă cheme să culeg stocuri la cineva de prin curte. Domnul Pătrașcu, după care domnul Iftimii. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Ce au fost, am notat aici. Ce nu-mi place de acel consiliu local aici, eu, Brambolear, din nu se mai știe. Acum se televizează, nici acum nu suntem disciplini. Bucanu vrea să iasă în evidență. Domnul... Se va duce stică. Vă rog, nu mai vorbim suprapunerii, n-are rost. Unul peste altul. Eu am fost în spital două ședințe, am lisit. Cineva are grija mea. Eu am un înger păzitor care îmi face și de grijă. Nu m-a importat de grija mea. La a treia ședință, afară cu el. Și eu am fost în spital, am justificare clară, nu-mi voi. Deci motivat, nu? Da. Cum văd eu, mulți din domnii consilieri vorbesc în necunoștință de cauză. Cum vorbea și domnul Munteanu, a fost doi ani. Bătea cu pumnul masă. Asfalt. Nu punem nici o piatră. Nu punem nimic. Dar ce vreau să vă spun? Atunci nu eram în cunoștință de cauză. Acum este în cunoștință de cauză și ați văzut cum merg lucrurile. Exact când domnul Mocanu mai vorbește nu suprapus peste alții, nu contează ce vorbește. Din toate relatările lui, nu reiese decât adevărul 10%. Restul...
telefonat și vede că este și televizat. Este pe bani. Alo? Vede că este și televizat și face și campanie electorală pe acel mare. Pe cuvântul meu, vă spun, eu văd în el, că bani vorbat să-și tehnică, să-ți bate, ăsta-i bun. Da. Bravo, Pentru că așa au fost foarte multe puncte pe ordinea de zi, nu vreau să mai lungesc foarte mult speech-ul meu și o să iau cât de cât punctual pe fiecare parte, în sens invers a celor zicea Sărmi. Raportat la ce spunea domnul, la discuția avută la diverse între domnii de prezență și de față, ori nu sunt bani, dar asta este bugetul Comunei Foci, o rectificare, din câte știm, prima ședință de Consiliul Local din 2019, în prima ședință, în cadrul acestei ședințe, a fost o informare, precum că există un excedent bugetar pe 2018 necheltuit. De ce există sau nu există? Dumneavoastră sunteți mai în măsură să răspundeți tot acelorași cetățeni. Deci bani sunt, nu sunt cheltuiți, nu știu, nu se știe cum se cheltuiesc, nu se primesc niște telefoane de pe undeva că trebuie sau nu se cheltuiască, în fine. Trec la următorul punct, care ar fi cel mai important pentru Comuna Bucovina și cel discutat cel mai intensiv aici, la masă, și anume proiectul de apă și canalizare din Comuna Bucovina. Încep prin a vă întreba ceea ce am primit la rândul meu din partea multor cetățeni ca întrebare, la care eu nu am un răspuns și vă rog pe dumneavoastră să-l dați. În principiul echității și egalității între cetățeni, detaliat în Constituția României, nu inventat de mine, atâta timp, și eu vorbesc, haideți să lăsăm Constituția, vorbim de logică pură. Logica mea funcționează așa. Atâta timp cât fiecare cetățean din Comuna Bucovina plătește taxe și impozite locale, decizie de dumneavoastră prin vot în Consiliul Local, în mod egal, indiferent de utilitățile pe care aceștia le au, în aceeași măsură consider că trebuie să primească și utilitățile. Adică dacă plătesc o sumă egală ca taxe și impozite către OAT Bucovina, să primească tot în mod egal și acele utilități. Spun asta și argumentez cu câteva lucruri. Unele pot fi întrebări, unele pot fi întrebări retorice, la unele puteți da dumneavoastră răspunsul dacă sunteți sau dacă aveți competența necesară și dorința să o faceți. Nu e treaba mea. Sunt în calitate de invitat aici. Din câte știu eu, zilele trecute am fost în Dospinești și Cotei. Cetățenii de acolo mi-au spus că canalizarea nu este, se oprește undeva la un pod, la jumătatea Buhocelului. Există și în Cotei canalizare sau nu există? Asta este o întrebare. Că dacă nu există, înseamnă că acel proiect care a fost finanțat prin fonduri europene nu este finalizat. Deci recepția acelei lucrări, din punct de vedere legal, nu poate fi făcută pentru că proiectul nu este finalizat în litera lui. Clar? Mai este un alt, o situație similară este în Bijbir, la domnul unde locuiește domnul primar și mulți dintre dumneavoastră consilieri locali, unde tot așa nu există, ori nu există apă, ori nu există canalizare, ori amândouă nu există. Pe vale la fel se oprește undeva, în capătul Bucovinei se oprește undeva. Pe Părău nu este. Poftim? Pe Părău nu este. Pe Părău nu este, în Dospinești nu este. Tot vreau și vă întreb, este normal să plătească cetățeanul taxe și impozite în mod egal cu mine care stau la asfalt și cu cel din Dospinești care nu are nici asfalt, nici apă, nici canalizare, nici iluminat public? Că discuta domnul vice și domnul primar, post vice și domnul primar actual, despre un proiect de... M-ați întrebat referitor la proiectul apă și canal că nu avem utilități pe anumite artere. Nu v-ați informat. V-am rugat de câte ori aveți o neclaritate să veniți la sediul primăriei să vă informați. Discutând pe un proiect finanțat pe fonduri europene, la timpul ăla depus, s-a alocat o sumă de 2 milioane de euro. Okay. Proiectantul a întins 2 milioane de euro la nivelul Comunei Bucovina, în zonele, în general, au urmărit arterele principale. De asta nu a ajuns nici la mini canalizare, nici la Cotei canalizare. Bun. Okay. După care, la finalizarea acestui proiect, în baza unei expertize, dacă proiectul mai duce, și sigur va aduce că proiectantul a avut în vedere dimensionările, supradimensionările de conductă în zonele de extindere, posibil de extindere.
Deci pentru 2 milioane de euro s-a întins proiectul până unde se află la ora actuală, după care în baza unei expertize, după finanțarea proiectului de bază, în baza unei expertize, se va face o prelungire de proiect. Și asta în zonele care dumneavoastră la Cernăra sau care sunt prioritare. În funcție de posibilitatea de finanțare. Că din buget local, dacă vor fi bani, vom susține din buget local, dacă nu, vom merge pe alte surse de finanțare europene și așa mai departe. Asta e da? Bun. Întrebarea mea era reglare strict la... Haideți, dacă n-ați terminat... Bun. Deci pe apă și canal. Referitor la excedent, ceea ce știți, excedent, la întocmirea bugetului, a fost luat și dirijat în zona de dezvoltare, pe investiții, pe anumite proiecte. Știți foarte bine, deci din excedent a fost dirijat în zona de investiții. Prin o ședință din Consiliul Local și o rectificare din buget, tot excedentul și toate proiectele care nu vor fi finalizate la sfârșit, s-a făcut o analiză din cauza documentației, autorizării, avizii și nu știu ce. Am luat bănuții și am pus pe zona de asfaltare, ceea ce spunea domnul. Deci ei sunt fundamentali pe proiect, pe dezvoltare. Nu că stau banii undeva. Deci ei sunt propuși pentru dezvoltare. Da. Asta vreau să înțeleg. Se pare că dacă se gândim până la sfârșit, o altă pădărie bazată pe niște promisiuni. Nu, dar așa stau lucrurile. Da. Ați verificat și nu stau așa. Aveți posibilitate. Nu, eu vorbeam de... Discutam la începutul speech-ului de logica funcțională. Logica funcționează așa. Domnul Vincea, au fost bani? Noi discutăm de parte de parte. Discutăm strâng. Nu fac speech-ul. Vorbesc. Am spus la începutul speech-ului meu. Vorbeam. Speech în engleză înseamnă a vorbi. Vorbim românește. Suntem în România. Da, da, da. Și vă fac o recomandare eu. Să veniți. Deci n-ați fost cetățean, nu sunteți invitat. Invitat este când... Cetățean. Am venit în calitate de cetățean. Da. Invitat. O solicitare de a participa. Vă aduc aminte cu dumneavoastră și bună ziua invitaților. Așa, eleganți. Ca să fim eleganți. Da, vă rugăm, așa cum a spus domnul primar. Deci la ce nu facem campanie electorală? Nu facem nimeni, doamne, campanie electorală. Suna campania asta. Hai să fim obiective acum. Haideți să discutăm cu domnul. Eu n-am adus niciun flyer cu vă rog frumos când veniți la ședință și vreți să dezbateți unele probleme ale comunei la care ați făcut cereri la primărie și nu ați primit răspuns sau nu sunteți mulțumit de răspuns, să veniți pe hârtie scrisă și punctuale discutăm. Deci aici nu este discuție liberă și campanie electorală. Dar nu face nimeni campanie electorală. Deci, pe diverse avem problemele comune. Unde am făcut eu campanie electorală? Ați spus domnului primar și nu ați intervenit de atâtea ori. Stați puțin. Deci, am făcut campanie. Argumentați-vă rog. Dacă aici este o dezinformare clară. Unde, anume, sau în care moment ar vorbi limbele, am văzut campanie. Mai aveți ceva de... Mai multe. Nu știam de acum. Nu știam de acum. Dacă nu se mai dorește dialogul, și se dorește doar monologul, nu pare rău, vă rog, invitați. Credem că se face dezbatere, dar se pare că nu. Monolog. Spuneți, domnule. Nu monolog, nu vă convine adevărul, asta este. Promitem, dar nu facem nimic. Veniți. Doamnă, nu vorbesc în nume personal, v-am mai spus odată. Vorbesc în numele dumneavoastră. Ce ai căutat în Găspineț? Ce ai căutat în Bojel? Ce ai căutat în Cotie? Nu faci campanii? Dumneavoastră erați consilieri locali și făceați treaba că eu oamenii erau. Nu faci campanii. Dar nu vin la dumneavoastră și vin la mine. Domnul Iconu, din respect pentru dumneavoastră. Ați fost primit. Să veniți în ședință extraordinară, de ordinea de zi, la diverse, și cum dumneavoastră. Dar ca să fim pe lege, o spune codul administrativ, legea 215, vă spune frumos, veniți cu o ordiuță, înainte de ședință, noi ne pregătim pe lege, așa e colegi, să-ți permite legea, să ieși cu legea de lege. Așa spune legea, nu e legea. Nu, 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 n
Mi se pare că faceți anticampanie, că nu vreau să o faceți prin modul de abordare. Nu, vorbim de campanie, nu vorbeam de administrație publică. Nu veniți pe lege cu documentații, să discutăm civilizat. Dar cine nu discută civilizat, domnul Vreau? Eu îi spuneam niște probleme pe care dumneavoastră, înainte de a vota anumite puncte de pe ordinea de zi, trebuia să-l luați în calcul. Domnul Iubim, dar nu vreau să-l luați în calcul. Vis-a-vis de primar, eu vreau să fac să mă nu-ți deranja de faptul că dacă s-a dus politici asupra mea, trebuie să-mi deranja o soție, nici eu pot să stai. Poți să vedeți un indicator. Numai că următorul e un adevăr. Eu n-am spus că nu sunt bani pentru asfaltarea străzilor din Comuna Bolci. Am zis că ăștia sunt bani pentru începerea asfaltării și am dat câteva informații care sunt aici pe masa Consiliului de mult timp, nu-i de acum, nu-i pe față când discutăm noi de asfaltarea drumurilor, inclusiv asfaltarea drumului pe vale, a drumului domnul Mocan. Vreau să informez pe această ocazie, informez cetățenii din Comuna Bolci, că noi mai avem o cerere, noi mai avem o cerere depusă la PNDL pentru asfaltarea drumurilor din Comuna Bolci. Dacă se aprobă această cerere, evident că vor fi bani pentru asfaltarea tuturor drumurilor. Da, pentru știința cetățenilor din Comuna Bolci, că astăzi am aprobat numele la străzi, avem peste sau aproximativ de 40 ceva de kilometri de drum. Deci nu e o jucărie. Da, este o promisiune foarte frumoasă. Nu, eu spun o realitate. Acum n-am spus promisiuni că vom asfalta toate. Astăzi am auzit doar așa. Domnul Itim, eu nu am făcut o promisiune că acest executiv va asfalta drumurile. Spun situația că cum se prezintă. Începem acum să asfaltăm din surse proprii drumurile pe care le-am enumerat. Există o cerere la PNDR. Dacă se aprobă acea cerere de la PNL, mai sunt surse financiare pentru asfaltarea tuturor drumurilor. Pentru că am prevăzut la PNL întâmplător, chiar întâmplător. Deci, dacă vine și pe PNL, probabil să aprobă cererea pe PNL, evident că vor fi mai mult bani pentru asfaltarea drumurilor din Comuna Bolci. Deci, considerați că toți cetățenii primesc Așa e normal.